V-ați gândit vreodată că medicamentele care îi însănătoșesc pe unii pacienți pot fi pentru alții o travă? Ei bine, potrivit unei noi teorii în medicină, motivul ar fi faptul că pastilele sunt administrate fără ca medicii să țină cont de profilul genetic al pacientului. Noua teorie militează pentru personalizarea tratamentelor în funcție de ADN-ul fiecărui bolnav. Reprezentanții școlii de medicină care promovează această teorie au ajuns și în România pentru a-l explica pacienților și doctorilor cum pot eficientiza fiecare tratament după metoda propusă de ei. Geneticienii spun că viitorul îi aparține medicinei personalizate. Boli grave, precum leucemia și cancerul, s-ar putea vindeca definitiv cu ajutorul unui test ADN. Examenul stabilește ce mutație genetică iese de vină pentru apariția unei anumite boli. Fiecare pacient reacționează diferit, atât la afecțiuni cât și la tratamente. Testul genetic costă însă 100 de euro, dar cheltuiala adevărată abia apoi începe. Costurile mari asociate tratamentului au ridicat deja obiecții în lumea medicală. Există și persoane care fac testul genetic pentru a preveni apariția unor boli. Cel mai celebru caz este cel al actrisei Angelina Jolie. În urma cercetărilor s-a aflat deocamdată că există 167 de boli care necesită realizarea unui profil genetic înainte de începerea tratamentului. Lista acestor afecțiuni, pentru care medicii află noi moduri de a le combate, crește cu fiecare an.